Salutări, bun regăsit sau bine ați revenit, prieteni de pe acest canal de YouTube și nu numai, ce mai faceți și cum v-a fost săptămâna anterioară pentru voi. Ca de fiecare dată sper să vă regăsesc pe fiecare cât mai bine, cât mai sănătoși și mai ales cât mai zâmbitori, indiferent de vremuri, de timpuri, indiferent de orice alte provocări ar fi venit pe calea noastră evolutivă de fiecare zi. Iată că este iarăși duminică, din nou am plăcerea și onoarea de a mă reîntâlni și a mă conecta cu voi. Vă mulțumesc că și de asta dată ați ales să fiți alături, să mă susțineți, așa cum se întâmplă săptămână de săptămână. Vom primi o nouă călăuzire angelică generală pentru intervalul de timp analizat 29 iulie, 4 august. Avem în față o săptămână interesantă, o să vă explic așa pe scurt despre ce este vorba pentru a înțelege contextul acestei săptămâni. De asemenea, vreau să vă reamintesc că suntem în sezonul leului, avem energii predominante masculine, energii de foc, toate aceste energii din această perioadă ne ajută, indiferent cum sunt vremurile, cum sunt evenimentele în lume, să devenim mai optimiști, să avem mai multă poftă de viață, să strălucim fiecare în maniera și în felul nostru, cumva să fim mai curajoși, mai determinați, mai motivați. Și pe data de 4 august avem și o frumoasă lună nouă, ne ajută să ne mai ducim așa. La lună nouă, Universul ne oferă șansa să ne transmitem intențiile noastre pentru ce am dorit noi să experimentăm în perioada următoare. Putem lucra cu energia focului, să practicăm anumite ritualuri magice, să aprindem diverse lumânări sau să ne scriem pe anumite bilețele ceea ce ne-am dorit noi și să ardem acele bilețele, să ardem diverse plante magice, frunze de dafin sau ceea ce aveți dumneavoastră, busuioc, ne ajută să fim auziți, cumva să avem mai multă putere în ceea ce ne dorim noi să transmitem în univers, mai multă putere la nivel așa energetic, deoarece totul este energie și informație. Și planeta Mercur se află în această perioadă, în penumbră, se pregătește să retrogradeze în data de 5 august, va retrograda în semnul Fecioarei. Este foarte puternic, putem resimți diverse întârzieri, blocaje, parcă ni se pune așa bețe în roate. Cumva Universul dorește să ne încetinim ritmul, să ne întoarcă din nou în trecut, ne poate aduce diverse situații, persoane, anumite lucruri din casă se pot strica dacă nu le-am reparat la timp, pot apărea anumite cheltuieli neprevăzute. Dar mai multe despre retrogradarea lui Mercur vom vorbi în săptămâna următoare. Deocamdată ne conectăm pe această săptămână, vom vedea ce sfaturi vom primi, mă conectez cu maestrii înălțați să vedem ce ne recomandă ca și tema, să vedem ce primim, ce ni se transmite, ce vine pe legea atracției, rezonanței, ce atrage. Ni se transmite așa, de la Isis să aducem echilibru în carieră și în familia noastră, să avem o viață cât mai echilibrată în familia noastră și la locul nostru de muncă. Pot interveni diverse tensiuni, cumva să fim mai înțelegători, mai toleranți, atât la locul de muncă ni se transmite, cât și în familia noastră. Mai multă compasiune, să ne facem timp pentru toate, atât pentru carieră, cât și pentru viața noastră personală. Să aducem un echilibru, o armonie. Să vedem îngerașii din aceste carduri ce ne sfătuiesc, cum debutează săptămâna. Ni se transmite așa, că primim semne, suntem încurajați în această săptămână, primim semne în legătură cu ceea ce gândim noi. Pentru că dacă ai o intenție, o trimiți în univers, să fii atent la semne în perioada următoare. Asta ne se transmite, să fim atenți la semne. Provocarea săptămânii este să ne acceptăm, să ne iubim așa cum suntem. Să ne uităm în oglindă și să ne acceptăm, să vorbim cu noi înșine, să ne privim în ochi, să spunem că ne iubim, că ne acceptăm, indiferent că a trecut timpul peste noi, că avem câteva kilograme în plus, să ne iubim, să ne acceptăm așa cum suntem, cu calități, cu defecte, să ne iubim, să aducem acea iubire de sine
în manifestare. Să vedem cum închidem săptămâna. Este o săptămână în care ne vindecăm, ne reîntregim cumva, resimtem așa la nivel energetic că ne reparăm, că ne energizăm, că ne auto-vindecăm. Dacă noi aducem această iubire de sine în interiorul nostru, cumva simțim așa o îmbunătățire generală a stării noastre emoționale, a stării noastre de spirit. Să vedem și ce arhanghel ne aduce un sfat și lucrează cu noi în această săptămână. Vine, arhanghelul Gabriel ne aduce iluminare, ne aduce mesaje în această săptămână. Să fim atenți și la mesaje, vin tot felul de mesaje prin diferite semne, așa cum mi s-a transmis. Să fim atenți la cuvinte în această săptămână, ceea ce spunem, pentru că Mercur este în perioada lui de penumbră. Să repetăm cumva, dacă comunicăm cu cineva de două ori, pentru că să ne facem așa înțeles, s-ar putea să existe și eroare în ceea ce transmitem noi, să nu fim înțeleși și mai bine să repetăm, să spunem lucrurile așa încât să fim înțeleși. Deci să vă reamintesc aceste mesaje, să facem așa un tablou general. În această săptămână ni se transmite să aducem echilibru în viața noastră personală, în familie, cât și în cariera noastră. Cumva să ne găsim timp pentru toate. Cumva foarte mulți dintre noi suntem în această perioadă, poate nu avem chef de muncă, dar ne se transmite să fim echilibrați, să fim motivați acolo unde suntem, să ne facem treaba, să ne facem misiunea, să fim atenți la semne, vin tot felul de semne, suntem îndrumați, să ne iubim, să ne acceptăm așa cum suntem, fiecare dintre noi, indiferent cum am fi, să aducem acea iubire, acea acceptare, cumva să nu avem frustrări, să ne iubim în totalitate și această iubire ne va vindeca la nivel energetic, starea noastră generală, când ne iubim, ne acceptăm așa cum suntem, se va îmbunătăți. Și Gabriel este arhanghelul care ne îndrumă și lucrează cu noi în această săptămână, ne aduce revelații, ne aduce semne, ne aduce mesaje, ne aduce daruri divine. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați primit toate aceste mesaje, vă doresc o săptămână cu infinite binecuvântări și nu uitați că totul depinde de noi, de tot ceea ce manifestăm în fiecare zi. Totul se întoarce ca și un bumerang. Namaste până săptămâna următoare, toate cele bune, pe curând!